Hudinașilor, avem un update surpriză chiar acum pe Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și ce s-a adăugat nou? Developerul ne-a făcut aparent o mare surpriză, pentru că astăzi este luni și nu ne așteptam la un nou update, nu? Însă uite că a venit. Și avem aici în partea din dreapta niște detalii care ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat în noul update. Și ne scrie aici Crăciun fericit, gen, și sărbători fericite. Ăsta este update-ul trecut, însă dacă ne uităm mai jos puțin, avem ceva interesant. Brookhaven, acum poți să îl joci pe toate consolele. Ce, bro? Deci acum Brookhaven-ul în sfârșit îl poți juca pe PS4, pe PS5, pe Xbox. Și ia să vedem dacă te joci pe consolă. Apasă pe semnul exclamării în, ia să vedem, în stânga jos pentru controle. Ok, aici nu văd niciun semnul exclamării, însă probabil pe console apare acest semn. După care jos mai avem, ia să vedem, update pentru vehicle speed control. Interesant, și alte bug-uri reparate. Acum aș vrea să verificăm, să vedem dacă e ceva vizibil la vehicle speed control, pentru că, sincer să fiu, nu știu dacă trebuia ceva updatat acolo. Practic e locul de unde pui viteza la mașină, motocicletă, hoverboard și așa mai departe. Ia, de exemplu, dacă îmi pun hoverboard-ul și dau la viteză, bă, sincer, a, uite, există plusul și minusul. Înainte nu aveam plus și minus. Ok, deci acum poți să te duci așa, gen, frumos, cu plus și minus, nu mai trebuie să stai să scrii. Interesant. Și acum ar trebui să am viteză maximă, nu? Da. Deci acum am viteză maximă. Easy peasy lemon squeezy. Și hai să testăm și la o mașină, să vedem cum arată. Bă, stai, l-am văzut pe Grinch? Bro, cine e ăsta? Stai puțin. What? E iepurașul Grinch The Flash? Deci are semnul de la The Flash acolo, bro, după care e un iepuraș verde ciudat. Ok, deci arată ca și Grinch The Flash. Bă, vrea să mă ia cu autobuzul? Sper că nu. Mă urmărește? Nu-mi dau seama, cred că mă urmărește. Vrea să mă răpiască fata asta cu autobuzul. Vine după mine, bro. Deci o să stau pe loc acum, mă răpește. Mă răpește cu autobuzul, da. Vrea să mă răpească cu autobuzul, dar nu lasă tipul ăsta cu motocicleta. What? Băi, numai ciudățenii se întâmplă în Brookhaven. Ok, hai să continuăm. Ne punem și noi o mașină. Ce mașină să-mi iau? O mașină șmecheroasă rău de tot. Ia, mașina asta de Formula 1. Ne luăm mașina asta. Îi schimbăm culoarea, desigur. O facem verzulie, cum ne place nouă. Vrea fata asta să o iau cu mașina. Băi, deci voia să mă răpiască și acum ghișe, mă urmărește. Și hai să vedem ce se întâmplă aici. Da, băi, avem butoanele astea de plus minus. Aici parcă erau și înainte, nu? Cred că arată puțin diferit. Cred că arată puțin mai bine, însă putem să dăm așa plus până la 200. Și acum am viteză mare și pot să pun și turbo. Turbo arată la fel. Și acum practic prind viteza mai repede. Că nici nu pot să o controlez. Aici trebuia să dau pe plus, nu? Da, ca să pot să o controlez mai bine. Nice, și acum am control mai mare. Deși parcă se cam întoarce mașina asta. Are viteză prea mare. Și aș vrea să văd dacă există chestia asta și la bărci. Ia să ne uităm. Opa. Mergem așa, ne luăm barca. Ia, hai să luăm barca asta. Barca yacht, bro. Mamă. De aici o conduci.
Așa, gata, m-am pus acum la comandă și să băgăm viteză. Da, uite, mi-a rămas viteza 200, îi punem turbo și la barcă. Mamă, uite aici apare turbo-ul. Și acum, practic, putem să-i dăm 200 la oră pe ocean. Nice, chiar arată super, super interesant meniul ăsta. Pentru că e mai ușor, sincer, să apeși pe plus decât să tot stai să scrii. Știi, mai ales dacă ești de pe telefon, e mult, mult mai simplu să apeși pe plus. O să lăsăm aici iahtul ca să se bucure cineva de el. Probabil că o să vină cineva care nu are PES-ul cumpărat și o să zică: mamă, frate, cât mi-am dorit să conduc și eu iahtul ăsta și acum pot să fac asta pentru că cineva l-a abandonat. Astea nu mi-amintesc dacă erau aici. Erau aici baricadele astea, bro? Să-mi scrieți acolo în comentarii, nu mi-amintesc, parcă nu le-am văzut, dar posibil să nu le fi văzut eu, poate nu le-am băgat în seamă, gen. Cam asta ar fi cu noul update. Cel mai important este că acum poate fi jucat Brookhaven-ul și pe console, da? Deci dacă ai un PS4, PS5 sau Xbox, poți chiar acum să intri pe Brookhaven să te joci fără nicio problemă. Și undeva aici în stânga, probabil unde sunt rotițele, poți să îți faci controlele, gen, să-ți activezi controlele sau ceva de genul ăsta dacă te joci de pe o consolă. Aș vrea să-mi scrieți acolo în comentarii voi de pe ce vă jucați, pentru că sunt super, super curios dacă vă jucați de pe PC, telefon, laptop sau consolă, adică PS4, PS5 sau Xbox, pentru că astea sunt, cred, toate consolele pe care te poți juca Roblox. Poate te poți juca și pe Nintendo Switch, habar nu am, ați putea să-mi scrieți voi acolo în comentarii. Sper că v-au ajutat informațiile astea, pentru că a venit așa ca un update surpriză, adică chiar nu mă așteptam la așa ceva deloc, bro, să te poți juca pe consolă. Hai să mai punem o mașină, ia, cu mașina asta nu m-am mai plimbat de mult. Dar arată nice și mașina asta. Deci mașina asta n-am mai folosit-o, bro, de o grămadă și o grămadă de timp. Cred că nu a rămas asta. Opa. Turbo, da. Deci turbo se scoate automat dacă îți schimbi mașina. Trebuie să instalezi turbo pe orice mașină nouă ției. Însă, dacă ți l-ai activat, pornești, mamă, cu 200 la oră aproape instant. Ceea ce mi se pare mult, mult mai distractiv, adică prinzi viteză mai mare, mai repede. Bă! Pe bune, tipul ăsta și-a lăsat motocicleta pe mijlocul drumului și s-a pus aici, s-a întins pe jos. Ia să mă întind și eu. Bă, a ieșit? A ieșit dintr-o dată, voiam să mă întind și eu aici, să stau lângă persoana aceea, însă ați văzut și voi, a ieșit, n-am mai vrut să stea de povești. Sper că v-au ajutat toate informațiile, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!